calificare, ne calificat băieți, salut să se și bine v-a la un nou episod pe acest canal, mi-a acolo un comentariu, dar mai întâi să vă zic, încerc și o scuze la freza asta nebună, tocmai și am ieșit din duș, am să vă fac așa un clip, că mi-a acolo un comentariu să îmi dau și eu cu părerea despre meciul României cu Elveția, unde, nu știu dacă românii i-au dat vreo șansă naționalei elvețiene, doar că... Eu sincer să fiu cu voi, am crezut că Elveția va câștiga detașat, nu știu, 3-4 goluri în față, garantat am zis. Dar surpriza surprizelor 1-0 România și un egal ne ducea pe primul loc, așa că victoria a fost mai, mai așa, nu știu, mai pe ocolite pentru că având în vedere Milton în care s-a dat gol și portarul nostru, Horat Moldovan de la Rapid, care a fost next level la ce parade a avut el, nu mai zic, adică putea să fie 5-6-1 pentru elvețieni. A apărat foarte bine și ne-a salvat pentru că as, altfel s-ar fi întâmplat o tragedie pentru că Elveția n ar fi bătut cu un scor dramatic, chiar dacă nu eram calificați. Dar să ți bătaie la tine acasă cu 50.000 de, de suporteri, având în vedere că a fost stadionul sold out, adică doar galeria elvețiană nu s-a umplut, dar restul românilor. A fost peste 50.000 de români. În imnul româniei s-a cântat de Andra. Au cântat toți fraților, adică nu știu, la final cei care a stat și ați văzut acolo cum au sărit uh, toate artificiile, toate culorile pe acolo, pe, uh, toate culorile, nu mai știu cum să vă zic că este seara, betalele, betel, betelele alea pe acolo au sărit. Așa că România s-a calificat și s-a aflat și grupa Muncava și Gura Voastră. Din păcate pentru mine, sau din fericire, România nu va juca cu Portugalia. Pentru că eu îmi doream să joace Portugalia cu România. Chiar dacă știam, nu știu să zic așa, scorul pentru că vă dați seama naționala României. Dar bine, se putea întâmpla o surpriză ca și cu Elveția. Ronaldo se vină la București și o să stau aici. Mare vlog ce vă făceam de la stadion, de la meci, mâncava și gura. Numai că s-a întâmplat ca România să pice cu o grupă decentă, singura grupă decentă, doar că totuși grea. Adică și grupa asta a fost grea, Israel, Kosovo, a fost și un pic periculoși și Elveția. A, ăștia trei ne-au pus probleme și ceilalți au pus probleme. Belarus, adică nu e sing singurele astea trei. Doar că au fost principalele care ne puteau face să pierdem puncte multe. Dar cu toate astea am câștigat cu puncte detașate față de celelalte echipe. Și în grupă întâlnim din păcate, nu știu, trei echipe la fel de bune și restul la nivelul nostru. Întâlnim Turcia, care din punctul meu de vedere îi vom, îi vom bate, nu știu, sper de să-i batem. O să întâlnim Ungaria, aici la fel victorie mă aștept. Din păcate o să întâlnim Danemarca, aici E cam greu măcar un egal ceva să scoatem, să nu ne bat uh, danezii. Mai întâlnim, uh, din păcate, Albania, unde Albania a întâlnit și Moldova, pe care tocmai ce a eliminat-o. Albania la meciurile cu Moldova n-a fost cine știe ce echipă, adică nu n-a jucat cine știe ce meci, ce dribing-uri, ce pase, ce goluri. Doar că este o echipă agresivă și după ce marchează este o echipă care se apără în care o cap majoritatea echipelor care presupun că la fel fac, dai gol, apoi te aperi. Chiar dacă ai 1-0, până nu e să te aperi. Și nu știu, este o grupă parcă și cu Cehia, să nu zic vreo prostie, parcă am picat și cu Cehia. greu, dacă mi-aduc eu aminte așa. Nu mai simțeam că mai picat cu vreo echipă, dar unde a picat Portugalia, cu Anglia, cu Germania, cu Belgia, ca, vă cu Olanda, nu, cu Olanda n-a picat. Ronaldo nu știu dacă are vreo să se califice, din păcate. Doar că noi totuși ne-am calificat, mă, ca la Euro 2024. Dar, um, acum ne-am calificat, dar să vedem ce facem și în grupele astea alte. Golul a fost dat în minutul 50 de cine altcineva decât de Denis Alibek. Când am văzut, am pornit, a pornit meciul frumos, mă uitam de la început. Galben în minutul 2 România, Marius, Marius Marin, m-a luat cap. Am zis, gata, ce se întâmplă, mâncava aici, L-am văzut pe rațiu, alergare, în forță pe acolo, tot ce trebuie, drăgușin, la fel, pornit. Moldovan, numărul 1, burcă, la fel, a greșit, a început niște pase, dar și-a revenit pe parcurs. Cu omul la fel, viteză, tot ce trebuie, am, cum îl cheamă pe ăsta alt. de a fost la steaua, cum îl cheamă, Moruțan. Moruțan, la fel de bine a jucat și el, adică, nu știu, cicl dău, Racing foarte bun făcut totuși și a intrat și Hagi care Ianis Anis Hagi pentru că nu știu nu se compară cu tatăl său Gica Hagi Este și el totuși cât de cât bunicel doar că nu îl poți compara pe Gica Hagi cu Ianis Hagi Nu se compara nici măcar la unghia mică pentru că ce a făcut Hagi adultul nu o să facă Hagi Juniorul ăsta niciodată din punctul meu de vedere dar minutul golului a fost în minutul 50, când nu știu dacă se mai aștepta ca să se mai înscrie. Ne așteptam la 0-0, ne așteptam la o bătaie. Eu sincer mă așteptam să ne bată Elveția. Sunt realist, frate. Am zis că Elveția mă bate. Ne bate, de fapt, că nu pierdea numai eu. Și mi-aș voi în comentarii să vedeți părerea mea față de meciul România-Elveția. Mă gândeam, să fac un vlog despre asta, să, să vadă ce părere am. Am zis, dar nu că nu prea interesant, dar dacă chiar mi a cerut în comentarii la ultimul meu clip, am zis, haideți-mă să fac un clip să vă lămuresc cu părerea mea. Este bine, ne-a calificat, am înțeles că s-au luat banii buni, bunicei, pentru calificarea asta, doar că la jucători le vine mult, mult, mult mai puțin față de cât vine la cei de la FRF sau lui e etc. Nu mai dăm detalii, adică, nu știu, la jucători le vine, nu știu, nici la un sfert. Nici o să le vine la conducătorii României. Asta nu prea sunt eu de acord și nu o să o înțeleg niciodată. Eu îmi dau sufletul pe teren, alerg, marchez toate astea și salariul, adică pare premiu, să zic așa, atât de puțin. Nu este puțin, sunt câteva sute de milioane totuși, doar că mi se pare totuși puțin pentru 8 ani de când ne-am mai calificat la Euro 24, dar da, na, cine sunteți să comentez, nu? Acum să vedem dacă trecem și de grupele astea, adică nu știu, o aș spera, există miracole, există minuni, există cadouri de la Doamne Doamne, doar că este greuț, cum nici în grupa asta nimeni nu ne-a dat nicio șansă, aș, în grupa trecută de fapt, nici în grupa asta nu prea avem mari șanse. Așadar, cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, like-urile alea multe, v-am zis că eu cu amicul nu prea o să mai filmez pentru că sunt acum niște probleme așa câteva zile, două, să, două să pot săptămână, o săptămână jumate, 50 zile, nu știu exact, doar că am făcut și clipul ăsta, am făcut și problema cu urma și o să mai fac și singura, adică dacă nu filmez cu amicul asta nu înseamnă că singur nu filmez, că n-am idei, am idei, numai că nu știu, mi se par mie mai așa, când e singur, să filmezi față de cum ai fi în 2, 3, cu Robert, cu bă, ăștia, 4, 5, etc. Dar vă dați seama că nu vă las fără vlogul, fratele vostru este aici, doar că dacă întârziți și eu un pic cu 2-3 zile, înțelegeți mai și mine că e pericol cu școala asta, îți dă la cam în capa pentru că s-a pus cu noi teme acasă, dacă nu-l trimiți, se adună temele nefăcute, îți dă nota, nu mai zic, v-am arătat-o. Trebuie să faci tema pe care ți-o dă la mate, bineînțeles trebuie să înveți la română, trebuie să mai înveți și la franceză că te mai ascultă, trebuie să faci și un referat la geografie, trebuie să faci și un referat la fizică, nu mă plâng, doar vă explic ca să înțelegeți de ce nu prea mai am timpul ăsta necesar săptămâna asta. Freza asta e nebună lor, după ce m-am după ce m-am sau știu ce e nebun sunt, după ce am ieșit din duș, nu vrea să stea, stă cum vrea ea, zici că nu no, dacă n-aș avea și aș avea decât ăsta așa, ești că scocoși din ăla, ești nebun. O creasă așa să-mi fac, aia ar, fi, aia ar, mai trebui. Dar ce ai mă nu ți ai tu frumos, las că te fac eu până mâine. Bun băi băi și fete, cam atât a fost cu acest episod. Felicitări echipei României pentru că a câștigat lui Coman, Lu Alibeg, lui Moruțan, la tuturor jucătorilor, Lu cu angel Anghel cu tuturor, tuturor, tuturor. Un meci bun făcut de România, neașteptat totuși. Acum să le ținem pumnii la băieți, să batem și turcii și pe toți ceilalți să câștigăm, să mergem mai departe. Doamne ajută, de ce nu să ne întâlnim și cu Ronaldo. Ne vedem la următorul videoclip, vizionare plăcută. Bravo România, hai România, pa, pa.